Probabil puțin știu cine e Tiuco Diontol. Și cu siguranță mai puțin știu că între adolescentul Tiuco Diontol și filmul Pistruiatu, regizat de Francis Munteanu, sunt multe asemănări. Statuia unui tânăr desculț și cu mâinile înlănțuite, imortalizat în bronzul timpului, îi face și astăzi pătrecători să se oprească pentru a afla povestea. Acest tânăr a fost o victimă colaterală a siguranței statului de la finele perioadei interbelice. În anul 1936, muncitorii de la fabrica de încălțăminte Dermata, Viitoarea Clujana, aflați în grevă, și-au înscris revendicările pe niște afișe realizate la o tipografie clandestină. Adolescentul o trebuie să le transporte de la tipografie la organizatorii mișcării de protest. Din nefericire, copilul nu a ajuns la destinație, ci în beciurile siguranței, care nu a ținut cont de faptul că are în față doar un copil de 15 ani. Bătut crunt, băiatul a murit în câteva zile. Chiar și azi, la picioarele tânărului simpatizant al cauzei muncitorești, sunt flori proaspete puse de trecătorii impresionați de simbolistica statuii. Statuia și locul de veci al tânărului sunt amplasate în partea superioară a cimitirului central din Cluj-Napoca. Unii cetățeni, chiar și istorici, spun că acest tânăr a fost sursa de inspirație pentru filmul Pistruiatu, regizat de Francis Munteanu. Asemănarea dintre cei doi ar fi faptul că ambii împărțeau manifeste și vârsta foarte apropiată. Personajul nostru îndrăgit, Pistruiatu, însă reușea de fiecare dată să scape. După instalarea comuniștilor la putere între 1945 și 1947, această poveste foarte tristă a fost exploatată din punct de vedere al propagandei comuniste, fără a putea fi stabilit dacă tânărul a fost membru de partid sau nu. Filmul Pistruiatu e propagandistic, dar a prins extraordinar în anii 70-80, când filmele de aventură românești erau puține și accesul la producțiile occidentale lipsea. În film, membrii mișcării legaliste comuniste pregătesc cu înflăcărare ziua eliberării. Pistruiatu, un băiețandru, devine erou acestor evenimente conduse din umbră de însuși prietenul și tovarușul său comunist, Andrei. Eroul nostru Pistruiatu în film este ajutat și de fidelul său prieten patruped, câinele Calu. Foarte multe cadre din film s-au turnat la Cluj și în Oradea. În film apare cazinoul din Cluj, fântâna din Parcul Central, străzile Boioi, Victor Babeș, Cetățuia și chiar câteva case ale hoștezenilor din cartierul Mărăști. Biblioteca Centrală Universitară întruchipează în film un tribunal, de unde ilegalistul Andrei este scos după ce a fost condamnat la moarte. Mai apare fabrica de cărămidă și canalul Mori. Statuia din cimitir, o adevărată operă de artă, a fost realizată de artistul Pușca Șandor din Târgu Mureș, care a fost foarte cunoscut în perioada respectivă și care are lucrări și în alte orașe din țară. Deși prea puțin clujeni știu cine a fost Tiuco Diontol, există și o stradă din cartierul Clujan-Gruia care îi poartă numele.